Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. A cui e coada? Cetacele. Cetaceul locuiește sub apă. Cetacele nu sunt pești, ci respiră aer la fel ca noi, dar respiră atât de adânc încât nu trebuie să inspire aer foarte des. Când are nevoie de o altă gură de aer, cetaceul iese la suprafața apei, expiră rapid și apoi inspiră o gură de aer proaspăt. Apoi se scufundă iarăși în apă. Uneori, atunci când cetaceul se scufundă, coada îi iese din apă. Există două categorii de cetacee, unele cu dinți și unele fără dinți. Balenele ucigașe și delfinii sunt cetacee cu dinți. Sunt vânători și se hrănesc cu pești, calamari și alte animale, dar nu toate au același număr de dinți. Unii delfini pot avea peste 100 de dinți, în timp ce narvalul are doar unul, un fildeș de 1,5 metri sau 2 care îi iese din gură. Cetaceele fără dinți sunt cunoscute drept balene. Una dintre ele, balena albastră, este cel mai mare animal din lume. Aproape la fel de mare ca 2 case de mărime medie. Este uimitor cum aceste animale uriașe mănâncă în mare parte animale mici, numite krill, care au mai puțin de 3 cm lungime. Cum crezi că un animal atât de mare poate aduna suficienți krill ca să mănânce zilnic? În loc de dinți, aceste balene au rânduri lungi de oase în gură care arată ca niște piepteni uriași. Pentru a mânca, aceste balene iau o gură uriașă de apă și krill, apoi scot apa din gură printre acele oase. Krillul rămâne în gura balenei, care apoi îi înghite. Sunt importante lucrurile mici? Cu siguranță! Pentru că ești copil, s-ar putea să nu ai niciun fel de sarcini mari sau importante, dar îl poți face pe Iisus fericit, alegând în fiecare zi să îți duci sarcinile la îndeplinire cu bucurie. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!